Cel mai mult în viață, nu știu dacă noi realizăm lucrul acesta, dar cel mai mult în viață noi vorbim cu noi înșine. Asta nu e o chestie de spitalul de neuropsihiatrie, ce vă spun acum, ci este pur și simplu o chestie de realitate. Cel mai mult în viață vorbim cu noi înșine. Și anume, vorbim, dacă vreți, cu sufletul nostru. Este vocea, dacă vreți, cu care noi corespondăm cel mai mult și în același timp e cea mai influentă voce din viața noastră. Dar adevărul este că de prea puține ori, spunea David Paul Tripp, noi analizăm conținutul conversației noastre cu sufletul nostru. Când a fost așa ultima dată când ai făcut un fel de radiografie a conversației pe care o porți cu tine însuți, cu sufletul tău? Pentru că noi găsim și în Scriptură, și asta putem să vedem în viața noastră de zi de zi, și anume că noi comunicăm foarte mult, vorbim foarte mult cu noi înșine. Acum, de regulă, sufletul, pentru că e parte emoțională din noi, știe să facă un lucru, mai ales că avem un suflet românesc. Românii, dacă știu să facă ceva printre altele, știu să se plângă. Noi o facem la nivel profesional, noi câștigăm jocurile olimpice, dacă ar fi o probă, i-am bate pe toți. Nici chinezii n-ar avea șansă, nici măcar din America de Sud, latin cu noi, dar i-am bate pe toți la capitolul a te plânge. Știți genul ăla, eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul și toate alea, știm când e vorba de... Bun. Ideea este următoare, oameni buni, nu știu dacă noi realizăm, dar sufletul nostru știe să facă un lucru, să se plângă foarte mult. De foarte multe ori ajungi în viață să spui în fața celui mai mic obstacol, nu pot, nu o să reușesc, n-am nicio șansă, îs terminat, îs distrus. De foarte multe ori spunem lucrurile acestea și cu cât ni le spunem mai mult, cu atât ajungem să le credem. Pentru că un lucru repetat și afirmat ajungi la un moment dat să ți-l asumi ca o formă de crez al vieții. Și nu știu dacă realizăm că noi de foarte multe ori proiectăm, datorită sufletului nostru, lăsăm sufletul să vorbească. Și spun încă o dată, sufletul în mod natural are tendința de a se plânge. Și de aceea Martin Lloyd-Jones, într-un dintre cele mai frumoase tratate despre depresia spirituală, vorbea următorul lucru. Cea mai mare sursă de nefericire și de necredință din viața noastră este alimentată de faptul că noi ne ascultăm sufletul și nu vorbim sufletului nostru. Și asta e o problemă. Noi lăsăm sufletul să vorbească, dar nu vorbim sufletului nostru. De ce spun asta? Pentru că există două mari bariere în viața de credință a oricărui om. Și aceste două mari bariere de credință sunt următoarele. 1. Să nu crezi în tine. Datorită faptului că ți-a scurs toată ziua sufletul, că ai absorbit toate aspectele negative ale altora despre tine, ajungi toată ziua să spui, eu nu pot, nu m-a chemat Domnul asta, eu n-am voce, eu nu mă duc acolo, eu nu mă implic în aia, pentru că nu e pentru mine. Și nu o să te vezi niciodată potrivit să faci nimic. Și una dintre marile noastre obstacole în slujire, în lucrarea lui Dumnezeu și numai, și dacă vreți în viață în general, este faptul că nu credem în noi. Avem o părere mult prea dezastroasă despre propria noastră persoană. Aduceți-vă aminte de Moise când Dumnezeu îl cheamă să facă ceva. Primul lucru pe care îi spune Moise, alege pe altul, dar nu pe mine. Trimite pe cine vrei tu, dar pe mine nu. Dintr-o dată, Moise își aduce aminte că are probleme cu vorbirea, că trebuie să meargă la medicul logoped. Nu a avut nicio problemă să-l înșface pe egipteanul ăla, nu a fost nici... dar dintr-o dată, când e prea timid. Pentru că noi avem o mare problemă de percepție. Repet, un mare obstacol în ceea ce privește viața de credință este faptul că, dragii mei, nu credem în noi. Și apoi vine partea a doua dublată, dacă vreți, al doilea mare obstacol, nu cred nici alții în noi. Și asta ne ajută și mai tare, nu-i așa? Adică, prinzi tu curaj să vii, bă, cred că mă duc la, nu știu, mă înscriu la cor să cânt și eu, mă duc și eu, du-te mă vezi de treabă. E unul acolo lângă tine care întotdeauna are grijă să stingă focul din tine. Spunea un om al lui Dumnezeu, mi-a plăcut tare mult lucrul, îi zice, întotdeauna când vreau să fac ceva pentru Dumnezeu, am grijă să nu stau pe lângă pompieri.
Că ăștia întotdeauna sting focul. Dom'le, vreau să fac ceva. Bă, nu ești potrivit. Hai să mergem. Nu, mă, nu suntem noi potriviți. Zice, întotdeauna îndepărtez pompierii și aduc piromanii. Acum, atenție, în context duhovnicesc, spun aici. Ăștia ce fac? Întine acolo o flacără și vine ăla cu... Zice, bă, hai să facem. Și se aprinde dintr-o dată un foc. Deci e foarte important să înțelegi că există o problemă de percepție. Unu, nu credem în noi, dar vine și partea a doua, nu crede alții în noi. Vă aduceți aminte, când a venit Iosif, s-a trezit Iosif, a avut un vis foarte fain. A avut un vis, mai apoi dublat un al doilea vis și cu aștrii și cu snopii. Și ce au zis frații lui? Ce mă au zis, stai că s-o la un moment dat, doar nu crezi acum că eu și cu frații tăi și cu mama ta o să ne închinăm înaintea ta. Serios, ce-i cu visele astea? Și ascultă-mă ce spun, apropo, o mică paranteză aici. Ai grijă cu îți împărtășești visele, că o să aibă grijă să ți le transforme în coșmaruri. Ai grijă cu îți împărtășești visele tale, pentru că s-ar putea ca unii să aibă grijă să ți le transforme în coșmaruri. Iosif a avut de suferit pentru că și-a împărtășit visele la un moment dat. Dumneavoastră știți în ce context. Ei, vreau să înțelegeți puțin aspectul ăsta din viața lui Iisus. De ce am citit 36 de versete? Pentru că vreau să ajung aici. Lungă introducere, ziceți în amin la asta. Adică mi-ați confirmat că e lungă introducerea. Hai să ne uităm puțin la cadrul și contextul în care se află Iisus când citim evenimentele astea. Uitați-vă în Ioan capitolul 6, cu un capitol înainte, Iisus Hristos e părăsit de ucenici. Rămâne numai cu 12. Iisus Hristos, imaginați-vă, la un moment dat, sunt mii de oameni în jurul lui. Toată lumea umbla după Iisus. Era cel mai popular, cel mai vizualizat, cel mai căutat. Dacă ar fi YouTube, n-are să vorbim. Ar fi fost numărul unu în trending, da? Cam așa era Iisus Hristos la vremea respectivă. Ține o predică în Ioan capitolul 6 și zice, eu sunt pâinea vieții, cine nu mănâncă pâinea asta n-are viață. Și zice Biblia că atunci o zis, vorbirea asta cum e? E prea de totul, cine poate să o mai sufere? Și spune Biblia că au plecat și au părăsit. Rămân numai 12. Deci odată pleacă de lângă Iisus marea masă de oameni. Mai mult de atât, uitați-vă un alt lucru. Zice Iisus Hristos că din ăștia 12 care rămâne, în Ioan 6, cu 70 la 71, Iisus știe că și din ăștia 12 unul o să-l vândă. Deci e foarte încurajator și momentul ăsta, nu-i așa? Te părăsesc mii de oameni într-o singură zi, rămâi cu 12 și știi că din ăia 12 unul te va vinde. Mai mult de atât, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 5 din Ioan capitolul 7, lucru și mai încurajator. Zice că nici frații lui... Ce făceau? Nu credeau în el. Adică rând pe rând oamenii te părăsesc. Nimeni nu crede în tine. Nimeni nu crede în tine. Mai mult de atât să fie și mai încurajator, spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 7 zice că lumea îl urăște și oamenii vor să-l omoare. E momentul, dragii mei, ascultați-mă, de cumpănă din viața și din activitatea lui Iisus Hristos în care nimeni nu mai crede în el. Nimeni nu mai crede în el. Vreau să spun ceva. Vei ajunge în viața asta în anumite momente foarte importante în care vreau să spun un lucru. Nimeni poate nu să creadă în tine. Întrebarea este cum gestionezi astfel de momente. O să ajungi în această viață, ascultă-mă ce spun, în itinerarul tău spiritual, în drumul tău spiritual, în călătoria ta spirituală, încât la un moment dat nimeni nu o să mai creadă în tine. O să te părăsească foarte mulți, mulți o să spună, bă, serios, asta nu e de la Domnul. Serios, te-o chema pe tine Dumnezeu să faci asta? Cine ești tu? Vei ajunge, ascultă-mă ce spun, în astfel de momente și momentele acestea sunt critice, dar în același timp sunt definitive pentru viața oricărui om. Bun, ăsta este gândul care vreau să vin în fața voastră în această seară. Crede când nimeni nu crede în tine. Crede când nimeni nu crede în tine. În momentul în care vreau să vă spun ceva, nimeni nu mai crede în Iisus. Nici frații lui, nici ucenicii lui. Acum, hai să fim onești. Voi credeți că Petru înțelege și a zis Iisus Hristos că eu sunt pâinea vieții când o părăsi toți? Da, am înțeles totul. Petru avea nevoie de tălmăcire după orice pildă. În momentul în care Iisus Hristos, dragii mei, e singur. În momentul în care nimeni nu-L înțelege pe Iisus. În momentul în care presiunea e cea mai mare asupra Lui. Și vreau totuși să vedem în această seară și să afirmăm acest lucru important. Crede când nimeni nu crede în tine. Și vreau să spun primul aspect. Trebuie să te aștepți la lucrul acesta din partea oamenilor. Să te aștepți, vreau să spun ceva. Sună foarte pozitiv viitor, nu-i așa? Dar totuși, ascultă-mă ce spun. Să te aștepți
ca la un moment dat oamenii să nu mai creadă în tine. Să te aștepți ca uneori nimeni să nu creadă în tine. Să nu creadă nici părinții, să nu creadă nici cei mai buni prieteni uneori. Ascultă-mă, trebuie să te aștepți la asta. De ce nu cred oamenii noi? De ce nu cred oamenii în chemarea noastră uneori? De ce se îndoiesc oamenii de noi? Gândiți-vă, hai să ne uităm la câteva motive pe care le găsesc în textul ăsta. Uitați-vă, versetul 27. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Zice, dar noi știm de unde este acesta, însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Adică, imaginați-vă, Iisus Hristos, zice Biblia, că învăța ca unul, ca nimeni altul. Învăța ca unul care are putere. Și cu toate acestea, oamenii ascultau învățătura lui Iisus, vedeau semnele, vedeau minunile și totuși ziceau, stai mă, totuși, ceva nu-i în regulă. Bă, dar nu-i ăsta fiul lui Maria, nu-i ăsta fiul lui Iosif? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, capitolul 6, versetul 31. Când a venit în ziua sabatului, au început să învețe, zice, pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu-i ăsta, zice, tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simon. Adică, cum e posibil asta? Noi știm de unde îi. Nu știm unde s-a născut. Cum adică? De unde are lucrurile acestea? Când te ridică Dumnezeu să faci ceva, când te cheamă Dumnezeu să faci ceva, o să vezi cum se separă apele. O să spună, mă, dar serios acum, alaltăieri erai, nu știu ce, acum din toate ești mare, sfântoc. Acum te-au apucat pe tine lucrarea Domnului. Bă, dar alaltăieri noi ne uteam pe Netflix, rupeam până la 4 dimineața. Serios acum, așa cum vrei să ne rugăm 2 ceasuri. Ce te-au apucat? Lasă că-ți trece. Când Dumnezeu vrea să facă ceva cu tine, ascultă-mă întotdeauna, să te aștepți ca oamenii să nu creadă în tine. Se vor potigni, uitați-vă în originea ta, pentru că o zis, bă, ăsta, dar n-are cum, ăsta e feciorul lui Maria. Știți cât de complexant este chestia asta uneori? Bun, Timișoara e un oraș universitar în care vin an de an, toamnă de toamnă, vin foarte mulți tineri cu multe vise din toate părțile României. Ei, înțeleg lucrul acesta și vă spun dintr-o altă perspectivă. Pentru că de foarte multe ori, mai ales dacă vin tineri dintr-un mediu rural, nu-s din Timișoara neapărat, băștinașii, știi, ăștia de Baștină, din Butuc, cum se zice pe la noi. Vin ăștia de, nu știu, din satul nu știu care, din județul Hunedoara sau din, nu știu, de până Alba, vine la Timișoara. Știți care este ideea? Avem întotdeauna complexul ăsta al originii. De unde ești? Din Timișoara. Bă, dar tu acum ai venit o săptămână în Timișoara? De din Timișoara. No, bun, pe Facebook, da, la status. Dom'le, eu știu tineri, cunosc oameni care s-au născut în și locuiesc în satul, este un sat în Bihor, cu Cucene, așa îi spune, na, știu că sună, cum sună, da? Ăsta e satul. Este Ciumeghiu, în Bihor, sat. Da, așa este o localitate, Ciumeghiu. Ei, dacă te uiți la oamenii ăștia pe status la Facebook, să vezi cum apare, lives in București. Unii Paris. Bă, serios. Pe toată viața ai fost... De ce simțim nevoia, de exemplu, să trecem la status că noi suntem dintr-un alt loc decât ăla în care suntem de fapt? Pentru că nu dă bine, pentru că e un complex al originii. Nu sunt niciodată, a long time ago, cum zic englezii, pe vremea când la Beiuș erau celebrele întâlniri de tineret și veneau din toată România și din toată diaspora, imaginați-vă ce însemna pentru mine să fiu un tânăr de 18 ani din satul Brădet, să te duci la întâlnire la Beiuș și întotdeauna la finalul programului 100 de tineri la un program și ne eram obligați practic să facem cunoștință cu 5 persoane. Asta era norma. Trebuie să faci cunoștință cu 5 persoane pe care nu le cunoști. Era la părtășia de la ceai. Prima întrebare, bine, cum să te prezinți Dorel în primul rând? Doru... diminutive, încercam acolo, mă rog, asta a fost o primă problemă. Dar doi, a doua întrebare după cum te cheamă, a doua întrebare care e, de unde? De unde ești? Eu sunt din Oradea. Eram la 80 de kilometri de Oradea. Cum să zici satul Brădet, că ai omorât conversația?
Adică, a, unde-i? Peștera urșilor, a, aia e singurul meu, se mai localizare. La 7,5 km de peștera urșilor, sună tare bine. Și Dorel și peștera urșilor, combinație bombă. Și vreau să vă spun că am avut complexul ăsta vreo 2 ani de zile, mă prezentam că din Beiuș, ba că mă mutam în toate orașele, cred că din România. Domnul să mă ierte că am păcătuit. Știți până când? Cum o vindeca pe mine Dumnezeu de complexul ăsta al originii? Stăteam la institut, la București, în anul 2, și țin minte că am citit într-o noapte tratatul lui Petre Țuțea de antropologie. Un tratat de lui Petre Țuțea. Și zice Petre Țuțea la un moment dat o chestie, pentru mine a fost revelație. Am strigat aleluia la 3 dimineața. Țăranul este omul absolut. Wow! Bă, unde ai fost până acum? Nu o să uit niciodată când am venit de Paști, am venit la Beiuș, la seara de tineret. Țin minte că au venit foarte mulți din diaspora, au venit, pe noi ne distrugeau oia de până Austria, veneau cu mașini îmbrăcați, toți de pe la Pandor, știți? Cu țoale de firmă, tu cu Plima, Ruima, Adibas, te ascundeai pe acolo, era complex. Și țin minte când ne-au pus să ne prezentăm, era un grup așa mai mare din Austria. Și de ce faceți cunoștința? Și mă duc eu. Cum te cheamă? Spun cum... eu de unde sunteți? Viena. Tu de unde ești? Brădet. Satul Brădet. După cum spunea gânditorul român, Petre Țuțea, țăranul este omul absolut. Din momentul ăla, numai că asta a fost fraza mea, deci ai grijă. Am scăpat de chestia asta de pentru că, vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori, repet, noi avem complexe din cauza modului în care ni se raportează la noi. Gândiți-vă, oamenii nu cred în tine. De unde ești tu? Hai mă, serios acum. De unde ești? Asta i-a zis lui Iisus. Dar vă rog să vă mai uitați. În ce se mai potignesc oamenii? Nu doar în origine, ci în pregătirea ta. În pregătirea ta, uitați-vă versetul 15, zice că iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată. Păi ăsta nu a fost la Babeș Bolyai la Cluj, sau la Universitatea, nu știu care, din Timișoara, sau la, nu știu, Carol Davila, UMF. Ăsta nu a fost terminat la Sorbona, cum adică? Nu studia la școala lui Gamaliel exegetică, nu a făcut, teologie dogmatică. De unde are învățătura asta? De parcă ar trebui să ai doctorat în teologie, să știi cuvântul lui Dumnezeu? Să faci ceva pentru Dumnezeu? Dar înțelegeți, oamenii nu cred în tine pentru că, de unde ești? Du-te, mă, n-are cum. Hai să fii, a cui ăsta? N-are nicio șansă. Doi la mutație vă zice, ce studiai tu? Ce studiai tu? Oamenii, ascultați-mă, oamenii se potignesc în lucrurile acestea. Și oamenii nu cred în tine. Hai mă, dacă nu ești specializat în domeniul ăsta, n-ai dreptul la opinie. N-ai dreptul să faci nimic. Mai apoi, uitați-vă, oamenii se pot potigni în metodele tale, pe lângă origine, pe lângă pregătire, se pot potigni și nu cred, datorită poate metodelor tale. Uitați-vă, versetul 3 zice că frații lui i-au zis, pleacă de aici, du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci tu. Noi nu le credem. Cine a mai învățat așa? Cine a mai practicat așa? Cine face lucrurile astea în ziua sabatului? Când ești, uitați-vă, când ești din zona asta a standardelor și a stasurilor pe care unii oameni le pun, dragii mei, dintr-o dată, serios? Oamenii nu cred. Gândiți-vă, citeam la un moment dat o carte despre Hudson Taylor și despre soția lui Maria Dyer, cei care au întors 500.000 de oameni din China pentru Dumnezeu, într-o zonă foarte grea și aridă spiritual. După aproape, împreună au misionat acolo, femeia asta, Maria Dyer, a și murit acolo. Știți? Și ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Cei mai mulți misionari din Europa, când s-au dus în China, când s-au dus în Japonia, ăștia s-au dus, domne, cu la frac, la, așa, în costum.
Că nu numai au zis, dom'le, trebuie să-i culturalizăm pe ăștia, pe chinezi, că ăștia habar n-au să se îmbrace. Prima dată o ținut cu ei cursuri de vestimentație, după aia i-au evangelizat. Hudson Taylor a făcut total diferit. Hudson Taylor și Maria Dyer și ce-au făcut? S-a îmbrăcat ca și chinezii. Mânca cu ei împreună la un loc. Și a fost aspru judecat de către toți ceilalți misionari. Dacă și câte plângeri ajungeau în Anglia pe numele lui Hudson Taylor și a Mariei Dyer, ăștia încalcă, ăștia nu fac cum trebuie. De ce? Pentru că nu se raportau la standardele lor. Auziți ce spune Maria Dyer la un moment dat într-un jurnal, în fața valului de critici venit din partea oamenilor care nu înțeleg dragostea noastră pentru slujire, dusă până la sacrificiu. Am considerat că cel mai bine este să mergem mai departe cu slujirea și să lăsăm pe Dumnezeu să le răspundă. Pentru că, ascultă-mă, să te aștepți ca oamenii să nu creadă în tine. Să potignesc în, na, serios, tu ești de acolo, din cartierul la marginaș, tu ești, n-ai nicio facultate, tu nu știi în domeniu, tu, cum să faci lucrurile astea? Așteaptă-te! Mai poți și să se potignesc cu oamenii din alegerea ta. Cum de te-a ales pe tine Dumnezeu? Dar cum pe tine te-a ales Dumnezeu să faci lucrarea asta? Acum ți-a dat ție Dumnezeu voce? Eu mă duc de 3 ani la canto. Cum adică ți-a dat ție Dumnezeu și mie nu mi-a dat? Pe tine te-a pus Dumnezeu să faci lucrul ăsta? Întotdeauna va fi chestia asta. Oamenii, ascultați-mă, nu vor crede în tine pentru că se îndoiesc de alegerea ta. Nu cred ei că te-a chemat Domnul să faci ceva. Foarte mulți oameni nu cred că Dumnezeu te-a chemat. Știți ce e interesant? Oamenii ar vrea să te vadă tot acolo jos, unde te-au cunoscut prima dată. Te-au cunoscut sărac, am 10 ani, acolo ar vrea să te vadă. N-ar vrea să te vadă, probabil, conducând poate o companie în domeniul, știu, IT, pentru că Dumnezeu ți-a dat abilitatea asta, pentru că te-a binecuvântat, pentru că ai muncit. Oamenii nu văd ceea ce Dumnezeu a pus în tine și în modul în care tu ai lucrat și ai investit în chemarea ta. Ei vor să te vadă tot acolo. Pentru că noi judecăm după percepții. Când nimeni nu mai crede în tine, vreau să spun ceva, să te aștepți la asta. Să te aștepți ca oamenii să nu creadă în tine. Am citit o chestie care pe mine m-a marcat. Auziți, se spune că într-o zi, un tânăr a venit acasă de la școală cu o scrisoare și a zis, mami, a zis, doamna profesoară, doamna dirigintă, mi-a dat scrisoarea asta, a zis că n-am voie să o deschid, să o citesc, numai tu. Și-a deschis mama scrisoarea. Și copilul curios a zis, mami, ce scrie, ce scrie? Și-a zis, dragul meu, zice, hai să spun ce scrie. Fiul dumneavoastră este un geniu. Această școală este prea mică și limitată pentru el. Noi nu avem profesori competenți care să-l poată învăța ceva în plus. Vă rugăm ca de acum încolo să vă ocupați dumneavoastră personal de educația copilului dumneavoastră, care este un geniu. Și-a zis copilul, mami, asta scrie? Da. O, zice, de-aia nu mă înțeleg cu ei. Da, mamă, că ești prea bun. Ok, au trecut ani și ani și ani și ani de zile. La un moment dat, același tânăr, acum în vârstă, la un moment dat caută prin hârtiile lui și găsește întâmplător o scrisoare, o deschide, și își aduce aminte că era scrisoarea pe care cu mulți ani de zile în urmă o dus el de la școală. Și se pune și o citește. Și auziți ce scrie în ea. Fiul dumneavoastră este retardat mental. Noi nu-l mai putem învăța la un loc cu ceilalți elevi. Prin urmare, vă recomandăm ferm să-l învățați acasă. Cel care citea scrisoarea asta era nimeni altul decât Thomas Edison, unul dintre cei mai mari inventatori din istoria omenirii, unul dintre marile genii ale lumii. Care-i diferența? Cum te văd unii? Sau cum ar trebui să te vadă, de fapt? Care-i diferența dintre una și alta în modul în care ești privit? Ascultă-mă ce spun, când nimeni nu mai crede în tine, așteaptă-te la asta. Asta e lucru foarte important, deci să te aștepți la asta. Apoi, când nimeni nu mai crede în tine, un al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să aștepți vremea rânduită de Dumnezeu. Așteaptă vremea rânduită de Dumnezeu.
Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice Biblia că frații lui Iisus, e grav dacă abia acum mă uit la ceas și n-am dat ceasul jos pe mână, vă dați seama, deci Domnul să vă dea răbdare în seara asta. Zice Biblia că îl împingeau, du-te acum și tu la praznicul, du-te la praznicul ăsta, du-te la praznicul ăsta. Și auziți ce spune Iisus? Versetul 6. Vremea mea încă nu a sosit. Când nimeni nu mai crede în tine, trebuie să aștepți vremea rânduită de Dumnezeu. Există oameni, ascultă-mă, în viață, care vor încerca să te împingă, să faci lucruri care nu sunt la vremea potrivită. Există unii care vor încerca să te oprească, să te țină prea mult pe loc. Ascultă-mă, e foarte important să te sincronizezi cu vremea lui Dumnezeu. Și ce spune Iisus? Vremea mea încă n-a sosit. Și zice Biblia că Iisus s-a urcat când? Pe la mijlocul, pe la jumătatea praznicului. Nu te du, nu fă ceva când îți zic oamenii, ci când doar îți spune Dumnezeu. Învață să nu cedezi la presiunea oamenilor. Sincronizarea cu planul lui Dumnezeu este extraordinar de importantă. Este extraordinar de importantă. Gândiți-vă la următorul lucru. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosif are niște vise. Da? M-am gândit, bă, ce zestre să pornești la viață cu două vise. Și să ajungi la un moment dat într-o țară străină, vândut de proprii tăi frați, să ajungi în pușcărie. Bun, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosif la un moment dat îi vine pe mână cei doi oameni de la curtea lui Faraon, paharnicul și pitarul, da? Și la un moment dat spune Biblia că îi tâlcuiește visul celor doi. Și la un moment dat zice Biblia în Geneza 40:14, te rog afișează versetul ăsta, că e foarte fain. Iosif, ascultați-mă, Iosif vrea să iasă din pușcărie, nu mai suportă. Și ce face Iosif? Parcă e românul din el vorbește aici. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit. Și arată rogu-te bunătate față de mine, ce fă? Asta e chestia românească pe care o face Iosif. Ce fă? Pune o vorbă bună și pentru mine. Am auzit că te înțelegi bine cu... Bă, nu îi zice acum să... Știu, mă, dar nu-i legat. Mă, pune-am o vorbă bună, nu știi pe unul. Și zice Iosif, auzi, acum ți-am prorocit bine, ascultă-mă, se va întâmpla. Dar când te duci, pune o vorbă bună și pentru mine, scoate-mă din pușcăria asta. Și o zis ăla, fii pe pace, că o să fac. Și nu o face. Slavă lui Dumnezeu că nu a făcut-o. Știți de ce? Pentru că dacă Iosif ar fi ieșit din pușcărie pe baza unei pile, ar fi ajuns un no-name. Dar Dumnezeu îl mai ține încă 2 ani pe Iosif. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu creează o criză în care trebuia să apară Iosif. Pentru că Dumnezeu sincronizează lucrurile la vremea potrivită. Dacă ieșea atunci... Ascultați-mă, Iosif n-ajungea niciodată în poziția de influență pe care Dumnezeu a dat-o. Dar Dumnezeu mai ține încă 2 ani, zice că după 2 ani, după ce a uitat ăsta, când e criza de la Faraon, bă, am visat ceva, nimeni nu poate să... zice, acum mi-aduc aminte, memoplusul, stai că mi-am adus aminte. Bă, am cunoscut pe unul în pușcărie. Unde-i? În pușcărie, adu-l de acolo. De unde știa să-l caute? Că n-avea telefon pe vremea aia și mail și TikTok. Cum putea să-l caute pe Iosif? Era plecat de mult. Înțelegeți ce înseamnă sincronizarea cu planul lui Dumnezeu, cu timpul lui Dumnezeu? Când nimeni nu mai crede în tine, ascultă-mă, așteaptă vremea rânduită de Dumnezeu. Ai mare grijă să suprimi ispita de a lua înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să facă ceva cu tine, când Dumnezeu are un plan cu tine, ascultă-mă, biră ispita asta de a te duce prea mult în față, de a grăbi lucrurile. Spunea cineva, când o luăm înaintea lui Dumnezeu, vom avea parte de probleme și nu de binecuvântări. Da, oameni cu chemare de la Dumnezeu să aibă mari probleme. Știți de ce? Pentru că au ieșit din sfera sincronizării cu planul lui Dumnezeu și cu timpul lui Dumnezeu. Foarte important să înțelegi aspectul acesta. Și mai apoi, există un al treilea lucru. Când nimeni nu mai crede în tine, am spus, așteaptă-te la asta. Mai apoi, așteaptă timpul potrivit al lui Dumnezeu. Și al treilea aspect foarte important, trebuie să ții cont de așteptările lui Dumnezeu. Trebuie să ții cont de așteptările lui Dumnezeu. Dar ca să ții cont de așteptările lui Dumnezeu, trebuie să-ți cunoști locul în raport cu El. Care este locul tău în raport cu Dumnezeu? Uitați-vă la Iisus Hristos, versetul 28. Și Iisus, pe când învăța pe norod, în templu striga, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci Cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-L cunoașteți. Eu îmi cunosc raportul.
Eu știu cine e tatăl meu, eu știu cine sunt eu, îmi cunosc identitatea. Îmi cunosc vremea, pentru că știu cine m-a chemat, pentru că știu cine m-a pus în asta. Trebuie să ții cont de așteptările lui Dumnezeu și în raportul ăsta dintre trebuie să-ți cunoști condiția spirituală, mai apoi trebuie să-ți cunoști chemarea spirituală. Trebuie să-ți cunoști condiția, trebuie să-ți cunoști chemarea spirituală. Uitați-vă, versetul 15 zice că iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, că n-a învățat niciodată. Iisus le-a spus, învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis. Eu știu cine m-a trimis, eu știu care e chemarea mea, eu știu ce trebuie să învăț, pentru că astea-i lucruri pe care le cunosc. Îmi cunosc condiția, îmi cunosc raportul pe care l-am cu Tatăl. Nimeni nu poate să mă despartă de el. În același timp, îmi cunosc chemarea. Știu la ce m-a chemat Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 5, uitați-vă, apostolul Pavel, care e sub presiune să dovedească celor din Corint, că el e mare apostol. Unii ziceau, bă, Pavel, e serios, ce apostol ești tu? Că uite ce facă e, uite ce facă e, tu nu faci semnele astea. Și oamenii vor să-l împingă pe Pavel, să demonstreze el că e chemat. Auzi ce spune Pavel, 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 5, cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Zice Pavel, eu știu ce am făcut și știu care mi-e locul. Și de-aia, indiferent ce spun unii sau alții, eu știu la ce m-a chemat Dumnezeu, eu știu care e partea mea de slujire. Ascultă-mă, e foarte important să-ți cunoști chemarea, e foarte important să-ți cunoști condiția, să știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Pentru că dacă nu vei intri într-o zonă de confuzie. Apostolul Pavel zice, uitați-vă la Pavel cum se prezintă. Apostolul Pavel zice, Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să predice Evanghelia. Roman, capitolul 1. Pavel își cunoaște chemarea și își cunoaște condiția. Dar mai apoi, trebuie să-ți cunoști lucrurile prin care trebuie să treci în slujire. Iisus își cunoaște itinerarul. Nimica nu-i pentru el nou. Iisus Hristos știe, spune cuvântul lui Dumnezeu, ce avea să se întâmple. Știe deznodământul. Știe falsitatea oamenilor. Știe conjuncturile acestea, popularitatea, o chestie circumstanțială de multe ori în viață. Prietenii pe care ai pe lângă tine se vor dovedi probabil peste 2 ani de zile o mare pagubă. Trebuie să cunoști asta. Să te aștepți în viață să ajungi în momente când, ascultă-mă, nimeni nu se mai crede în tine. Iisus e într-un astfel de punct. Nimeni nu mai crede în el, nici măcar frații lui. Nici ucenici nu mai crede în el. Nimeni nu mai știe ce să creadă. Toți oamenii din exteriorul lui Iisus Hristos spun, noi, nu cred că e asta, trebuie să așteptăm pe altul. Și cu toate acestea, când nimeni nu crede în tine, să te aștepți la asta, apoi să aștepți vremea lui Dumnezeu și să trăi, să împlinești așteptările lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați puțin la Iisus Hristos. Sunt 3 versete, dacă le luăm în ordine, într-un crescent, dacă vreți. Uitați-vă la Iisus. Versetul, pune-te, rog, versetul 29 din Ioan, capitolul 7. Iisus știe de unde vine. Căci vin de la El și El m-a trimis. În mijlocul incertitudinilor, în mijlocul confuziei, se vor schimba multe lucruri, probabil, anul ăsta pentru tine. Nu uita un lucru, trebuie să știi de unde vii. Versetul 33. Iisus știe de unde vine, Iisus știe unde se duce. Direcție. Mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Știu de unde vin, știu unde mă duc, indiferent ce zic unii sau alții. Chiar dacă cred unii sau alții mă contestă. Știu de unde vin, știu încotro mă duc. Și mai apoi, foarte important, versetul 33 spune aici, mai sunt cu voi puțină vreme, știe cât? Mai are. Ascultați-mă. N-am apucat să trimit celor de la media o fotografie, dar ajungeți acasă. Unul dintre cei mai mari pictori
ai tuturor timpurilor este considerat Paul Gauguin. Când am fost pe la Louvre, m-am dus într-o secție acolo care e consacrată lui. Pe vremea mea n-aruncau ăștia de la ecologiști ăștia cu, știți, spun picturi, că ăsta e modul de a protesta împotriva polorii și a încălzirii globale. M-am dus să văd, știu, sună ciudat, Dorel la Louvre, la așa, muzeul de... M-am dus ca un act cultural. Și Paul Gauguin are o celebră pictură foarte mare, foarte detaliată, intitulată De unde venim, ce suntem, încotro ne îndreptăm, cât mai avem. Nici el nu a reușit să dea răspuns la întrebarea asta. De mii de ani, filozofi, gânditori, se tot întreabă de unde venim, încotro ne ducem, cât mai avem, ce suntem. Uitați-vă la Iisus. Știe de unde vine, știe încotro merge și știe cât mai are. Când nimeni nu crede în tine, tu trebuie să ai răspuns la întrebările astea, te vor ține pe linie de plutire. Ok. Știu că am mai zis-o și în alte contexte, dar e ceva ce am trăit personal. Că, știți, aș fi predicat probabil așa într-un mod foarte degajat din textul ăsta dacă n-aș fi trecut pe aici. La 18 ani eram în lume, la 18 ani și jumătate m-am întâlnit cu Dumnezeu într-o discotecă. Da, Dumnezeu îți poate vorbi oriunde că e suveran. Acolo, printre manele și gusturi ciudate muzicale, la 4 jumate dimineața Dumnezeu mi-a vorbit, am auzit vocea lui Dumnezeu spunând, locul tău nu e aici, e și afară. Am ajuns, eram clasa 12-a, proaspăt întors la Dumnezeu, pregătit să mă duc la Cluj să fac istorie, să citesc istorie. Fratele meu e profesor de istorie, tatăl meu ne-a virusat cu istoria, tatăl meu e un colecționar avid, are toată colecția de magazin istoric. Când crești într-o familie în care tatăl tău, care e idolul tău și fratele tău pe care vrei să-l ajungi, la masă discutau câte o oră întreagă despre campanele lui Napoleon Bonaparte din Rusia sau lupta de la Waterloo, vântul, ceața, ce-o schimbat. Când crești într-o astfel de familie, te virusează și pe tine. Și am vrut să citesc istorie, să studiez istorie, să ajung... Știți până când? Până când Dumnezeu a zis, eu am o altă istorie pentru tine. Cu 3 luni de zile înainte de bacalaureat, eram liniștit că mă duc la istorie la Cluj. Dacă m-ai fi întrebat, Dorel, în 2004, dacă m-ar fi întrebat cineva, Dorel, ce faci din toamnă? Dacă m-ai fi întrebat primăvara, aș fi spus așa, în martie, mă duc la Babeș Bolyai, 4 ani istorie, 2 masterat, încă 4, 3 jumate, 4, depinde, doctorat și mai apoi arheolog. Mă vedeți la Persepolis, în Iranul de astăzi. În fosta capitală a Imperiului Persan, ăsta a fost visul meu. Acolo să fiu arheolog. Ăsta a fost visul meu. Știu, un vis ciudat pentru unii, dar pentru mine, American Dream, în Iran. Asta era în martie. Vin într-o duminică de la biserică cu mama și mama e abonată și acum și atunci la revista Cuvântul Adevărului. Știți, există o revistă a cultului. Faină. Atunci era, acum e mult mai fain, editată bine, dar veneam de la biserică după un program de 4 ore aproape, cu prelungiri, ca la predica mea. Rup de foame. Mamă, pune-mi leave așa aia, mâncarea, supa aia, de teițăi, pun odată, numai. Păi imediat, zice mamă, 5 minute mai așteaptă. Și ce fac? Să uit de mâncare? Mă uit la revistă acum. Mă zic, hai să mă uit să văd niște poze pe aici. Nu citesc articole de teologie când se foame. Niște poze pe acolo. Ajung pe versul și văd pe ultima pagină, văd o poză, vreo 20-30 de băieți îmbrăcați toți în robe, o clădire ciudată în spate și scrie așa, absolvenții promoției ITP București 2003. M-am uitat la ăștia, zic, mi-a fost zis, bă, condoleanțe. Cred că asta am venit să le zic. Am uitat și pentru a doua oră în viața mea, doar a doua oră în viața mea, m-a auzit aici. Dorel,
aici trebuie să ajungi. No way. E de la foame. No, asta e de la foame. Ok? Am mâncat bine. Nu vă spun ce, că... Și m-am dus în minte în cameră să mă odihnesc. După 4 ore jumate, aproape de 4 ore și ceva de program de biserică, ai nevoie de pauză pentru că urma seara. Așa era la sat. Multă. Nu știai când începe, nu știai când se termină programul. Cum seara asta, de exemplu? Retrăiesc copilăria mea cu voi. Și... îmi pun în pat în minte și din nou, aici trebuie să ajungi. Aici trebuie să ajungi. No. Și trece încă o zi. Aici trebuie să ajungi. No. Și a trecut o săptămână și nu mai puteam să dorm, Doamne. Mă duc să mă mărturisesc la un frate, la biserică. Frate, au ceva voce. Ai, zice, mustră vocea aia, nu știu ce. Deci cum să mergi tu la institut? Ce să faci la teologie? Că tu acum ai venit din discotecă. Da, aia zic și eu. Ce să... Dar cum? Nu, zice, mustră, gând, vine gândul ăla, mustră-l! În numele lui Iisus. Și l-a mustrat și era mai tare. Aici trebuie să ajungi. M-a băgat în ceață fratele ăsta. După 2 săptămâni nedormite, oameni buni, n-am putut să dorm, pentru că era, am crezut că o iau razna. Doamne, serios, ce să fac eu? N-am dat un îndemn la rugăciune până atunci. Ce să fac eu de 3 luni, 4, 5, întors, proaspăt botezat? Ce să fac? Aici trebuie să ajungi. După 2 săptămâni aproape și ceva de nedormit, într-o noapte am zis, Doamne, până aici. Dacă e voia ta, deși habar n-am, nu știu, dar dacă e voia ta, adă-mi pace. Ok, mă duc, dar dă-mi pace. Dă-mi pacea aia lăuntrică să mă pot odihni. Și am dormit butuc noaptea aia. Am zis a doua zi, Gedeon, eram pe la Gedeon, atunci începeam să citesc Biblia pentru prima dată în viața mea, așa, de la să vă dați seama ce dox am fost de teologie. Cu semn, mai pun încă o dată. Am zis, Doamne, nu mă duc, știu că n-am dormit toată noaptea, iar apoi, Doamne, nu mă dă-mi pace. Și am zis, ok, din toată biserica aia, m-am consultat, o zis, mami, ferească Dumnezeu, ce să, tu la teologie doresc, stai cu minte. Și m-am dus la fratele păstor, frate Guste, așa o chema, fratele Guste, zic, uite ce, nu știu ce se întâmplă. Doar aia zice, trebuie să te duci, Domnul te cheamă. Toți mă descurajă, am o postură, zic, mă, nu știu ceva, nu e în regulă. Vrea să scape de mine mai repede, unde să mă duc? Bun. Trimit dosarul la București. Trimite fratele păstor recomandare. M-au prezentat, mai că eram Reinhard Bonnke la 20 de ani și m-au prezentat acolo. M-au spălat. Nu o să o iau niciodată. Mă duc în iunie, sfârșit de iunie, mă duc la admitere la ITP București, 2004. Pentru prima dată în viața mea am depășit județul Bihoriu. N-am ieșit în afară de Arad, n-am ieșit până la 19 ani. M-am dus cu accelerat 1741 până în Gara de Nord. Când am fost la Gara de Nord, am strigat-o pe mami aproape. Mami, nu știam, ce caut aici? M-am speriat. Atenție la buzunare când cobor la Gara de Nord. Am ajuns la institut. Nu o să o iau niciodată. Erau niște care după aia mi-au devenit colegi și auzeam vorbind, din punctul meu de vedere, conceptul escatologic, Paulin, este contrastant cu... Uite, bă, ce? Ce cauză mă pe aici? Ce escatologie? Ce e aia? Nu știam. Și s-a terminat 3 minute. A terminat unul teologia și s-a dus să prezinte la o biserică, era viitor posibil candidat pe funcția de păstor. Fraților, am făcut pneumatologie, am făcut eclesiologie, am făcut soterologie, s-a ridicat un frate bătân, frate, zice, și eu am fost bolnav, dar Domnul m-a vindecat de toate astea, a zis. Când am auzit escatologie, Doamne, ce e aia? Acum înțeleg că sunt unii care se preocupă mai mult de aia. Și dintr-o dată auzi, Coraj Dorel, cine e Coraj Dorel? Secretara. Eu zic... Numai puțin, fratele rector vrea să vorbească cu dumneavoastră. Fratele John Tipper era rector atunci. Frate Coraz, zice, avem o problemă cu tine. Spune, n-ai un an de la botez, ce cauți aici? Poftim? Păi, dar nu v-a scris păstorul. Nu, zice, na, v-a scris păstorul, dar tu nu îndeplinești criteriile. Vă dați seama ce știam eu despre teologie. Zice, ne pare rău, dar nu se poate. Nu se poate ce? Frate Coraz, tu nu îndeplinești criteriile. Noi avem, nu știu că erau o 3, 2 jumate pe un loc, era concurență mare pe vremea.
un fel de medicină de IT, așa era pe vremea ITP-ul, și a zis, ne pare rău, dar nu putem să te acceptăm la admitere. Mi-a dat dosarul și eu ce fac acum? Frate Dorel, dacă ai chemare, vii la anul. M-am dus în gara de nord, am plâns. Doamne, cred că le-au venit și cerșetorii, bă, n-a, niște bani, du-te. Nouă ore faci. CFR cu prelungiri 12 ore, uneori. Oradea, gara de nord, Oradea vest. Am stat în picioare vreo 9 ore, plângeam. Și ziceam, Doamne, unul am ratat să mă duc la Babeș Bolyai, visul meu de o viață, serios, și mă uitam la dosarul ăla, respins. Doamne, serios? Vocea ta? Chemarea ta? Mi-au zis atâția, că n-am ce căuta. Când am ajuns acasă și frații o primit, că i s-a rugat cu o săptămână înainte, fraților, merge fratele Dorel la admite la Iisus, să-i rugăm pentru el. Toți m-au întrebat, nu, cum a fost? M-au respins. Mi-au zis unul, frate, eu ți-am spus că nu-i pentru tine, nu. M-a încurajat și mai tare. Aproape am fost în depresie, vă spun, la pământ. Am zis, Doamne, nu te mai înțeleg. Nu te mai înțeleg. Nu, ce fac eu acum? Și nu, mi-a răsunat cumva vorba aia, fratele rector, dacă ai chemare, vii la anul. Și am zis, Doamne, oricum mă pot înscrie la altă facultate, asta e, rămân la țară. Știți, cel mai jenant lucru în urmă cu ani de zile, până 2004 la țară, era ca un băiat care învață bine, acum mă laud puțin, un băiat care învață bine și termină premia în liceu, să nu meargă la facultate. Asta era rușinea rușinilor. Mă întrebau vecinii, Dorel, ce faci? Stau acasă. O trecut vara, cum o trecut cumplit, n-am vrut să mai au de slujire, de nimic. În septembrie, nu o să uit niciodată, undeva prin 90 septembrie, eram pe câmp, la Brădet, culegeam cartofii. Culegeam cartofi. Foarte mare. Toți erau plecați, deja pregătiți să meargă la facultate, eu îl culegeam cartofii. Vine pastorul meu cu un tractor, un nor de fum. Dorel zice, repede, lasă tot, lasă sapa, lasă cartofii, ai costum. De ce? Ai cămașă, da, te urci că mâine dimineață dai examen la București. Se fac ce? Te-am respins. Frate Dorel zice, hai să spun, zice, l-am sunat pe fratele John, nu știa, Jean. Fratele John, tipei. Și o zis că o rămas 5 locuri libere, o căzut foarte mult la proba aia, zice, la oral, proba orală, zice, și o rămas 5 locuri libere. Du-te, că o zis că acum poți să te duci. O zis că să te duci. Ce să fac? Du-te odată, hai că am vorbit cu un frate, îți ia biletul și te duci la București. La ora 3 eram, culegeam cartofi, gândindu-mă că un an de zile voi face lucrări minunate în câmp agricol. A doua zi, la ora 9, eram la costum, la proba orală, la institut. 4 zile mai târziu, admis. Nu-mi explic. Știu doar că sunt momente când oamenii nu vor mai crede în tine. Știu că vor fi momente când să zic că unii din politete nu o să spună, dar privirea lor spune tot. Că nimeni nu mai crede în tine. Să nu uiți că trebuie să te aștepți de la oamenii asta, nici măcar frații tăi uneori nu te vor înțelege. Uneori e din biserică, poate e din familie. Nu te speria, nu te îngrozi de asta. Nu neapărat confirmarea altora, iesul lor, își al lui Dumnezeu. Mai apoi, așteaptă-ți vremea. Sincronizează-te cu Dumnezeu. Și nu uita un lucru. Fă ce așteaptă Dumnezeu de la tine, nu ce așteaptă oamenii. Trebuie să știi de unde vii, încotro te duci și cât mai ai. Dacă ai răspuns la astea trei, du-te la drum. Hai să ridicăm în picioare. Crede când nimeni nu crede în tine. Astea sunt momentele definitorii din viața oricărui om.
Ascultă-mă, spuneam și la poarta cerului de curând, uneori te gândești, chemarea mea de unul, că, ascultă-mă, profesia ta poate să fie un indiciu spre chemarea ta. Dumnezeu vrea să facă ceva cu tine. Vor fi momente de cumpănă, astea fac diferența. Când nimeni nu mai crede în tine, ce faci? Bag valizele, mă duc acasă. Renunț. Sau spui, ok, Doamne, știi, nu înțeleg, nu văd nimic, e ceață, dar mă încred în tine. Pur și simplu, tot ce mi-a rămas, mă încred în tine. Mă încred în tine. Aia a fost o pregătire pentru mine, 2004, că de atunci, anual, poate Dumnezeu are grijă să mă mai ducă în momente în care, Doamne, nu mai tu mai știi că nu mai înțeleg nimic. Asta e fain cu Dumnezeu. Sunt lucruri previzibile și sunt lucruri imprevizibile. Dar El e în control. Hai să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm să cântăm să slavă lui Dumnezeu. Să fie momentul ăla care poate unii de aici sunt la capătul puterilor. Poate că e un moment în care nu mai crezi în tine. Nici alții oricum au grijă să nu creadă în tine și să transmită asta. Dar dincolo de ce zic unii sau alții, contează ce spune, doar ce spune Dumnezeu. Dumnezeu a zis lui Gedeon viteazule și îl bătea gru în teaz de frica madianiților. Tare ciudat moment să zică Dumnezeu viteaz. Când nimeni nu vede în tine un viteaz, Dumnezeu vede ceea ce oamenii nu văd. Nu uita, Dumnezeu vede ceea ce nici măcar oamenii sau tu nu vezi în tine. Dumnezeu vede. Hai să ne rugăm.